Hei, salutare toată lumea, bine ați venit la un nou videoclip. Acest videoclip trebuia postat mult timp în urmă, dar am crezut că am pierdut cardul. Dar din fericire cardul a fost găsit acum câteva zile și a fost o experiență plăcută și unică cu pește, numai cu pește. Așa că sper să vă placă videoclipul și vizionare plăcută. Intr-un apă, ei vină după mine, mă înconjură. Ce se împingă în pâine. Leacă, nu mai dă pâine. Îl bate cu mine. Ia uite cum. Ai văzut? Da, numai, că vin luat în parte. Bă, uite, se bat cu mine pe pâine. Dar nu vede niciun stres. Nu văd. Trebuie să bat doar cu mine. Știi, ce uite, ce cipesc din mână. Ce mă cânt de la pe la picioare. Dacă
Uite-l la mare, uite-l, uite-l. Uite-l. Îl vezi? Uite-l, e acolo. Se apropie de tine. Se apropie. Îl vezi? A, da, e pe lângă tine. Da, ia filmează un cor. Dar mai întâi dă-le să se apucă. Nu, no, dacă vine mor. Nu văd capul pe. A venit aia mai, dar nu, nu vrea să vină la tine. Oh! A venit aia mai. O să vin pe angură? Uite-o mai, m-a speriat. Uite-o. M-a speriat. Eu sunt conjurată, tu vezi? N-am mâncare. Adică n-am dat mâncare. Mănânci și tu, uite de vrei să mai cumpe? Nu știu, mă, dau un conjur, caută un arăt. Mă, vede. Dar uite cum mă înconjoară pe mine. De ce mă înconjoară pe mine? Caută mâncare acum, nu mai. Ia mâncare.
Uite la mâinile mele, dar nu mai ai nimic. Andrei, îmblăzitorul de pești. Da, așa. Fac ce mă ciupesc din mână. Nu-ți? Ai înghețat, cred că. Îți iei peștișorii cu tine, iubire? Da. Da. O parte. Te înconjoară încă. Încă te înconjoară. Da, văd. Și la tine și la mine. Ia arunc camera puțin. Gari. Uite ăla mare. Da, mă conjoară. Acum nu. S-a plecat tot. Iubire, sunt aici. Serios? Da, l-am văzut. Nu iau eu acasă, iubire. Uite mă ce drăgălaș sunt. Uite mă că voi, uite mă ce cer papa. Mă, mi-e milă de ei acum. Uite tu, uite mă, tot aici asta. Papa, papa, mama, papa, papa, papa. Cred că așa azi, asta zic. Și cam atât pentru astăzi, dragilor, sper că v-a plăcut mult videoclipul, a fost o experiență unică pentru mine și de aceea am vrut să vedeți și voi cum am hrănit acești pești. Dacă v-a plăcut, nu uitați să le arătați și prietenilor voștri și părinților voștri acest videoclip pentru că este minunat. Sincer, mie mi-a plăcut foarte mult și a fost o experiență unică pentru mine. Deci dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un share, să dați un like acestui videoclip. Dacă sunteți noi pe canal, să vă abonați la canalul meu. Cu voi a fost Andrei și până atunci ne revedem data viitoare. Bye!